Trebuie să-L iubim pe Domnul Iisus. Da, mai mult ca orice. Atunci, dacă iubim pe Domnul Iisus, îi vom arăta respect și vom fi la dispoziția Lui. Ajutor. Nu putem ajuta, dar vom fi la dispoziția Lui, făcând ceea ce El așteaptă să facem, nu? Dacă zicem că iubim pe Domnul Iisus, înseamnă că nu ne vom raporta la El ca la un dușman, ci ca la un prieten. Amin? Amin. Dacă zicem că iubim pe Domnul Iisus, vom spăla vase și vom aspira. Adică vom sluji. Nu? Adică vom sluji, nu? Vom sluji pe Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus ne pune să spălăm vase și să aspirăm, sau ce trebuie să facem dacă El așteaptă de la noi să slujim într-un fel, vom sluji. Vom sluji? Amin? Dacă zicem că iubim pe Domnul Iisus, Îl vom îmbrățișa. Adică vom arăta preocupare să fim cât mai aproape de El, nu? Că a îmbrățișa pe cineva înseamnă să-ți arăți afecțiunea și să fii cât mai aproape de El. Amin? Amin? Vom căuta să fim tot mai aproape de Domnul. Amin. Dacă zice că iubim pe Domnul Iisus, vom avea de lungă răbdare. Noi zicem că dorim ca Domnul să ne răspundă la rugăciuni. Dorim. Și la unele rugăciuni, de ani de zile ne rugăm și nu primim răspuns. Ce facem atunci? Să avem de lungă răbdare. Amin? Amin? Sau ne dorim ca Domnul Iisus să revină. Și Domnul Iisus nu a venit. De câte ori am zis, vină Domnul Iisus și nu a venit? Așteptați-mi pe acele răspunsul Domnului. Vom aștepta în răbdare și plin de credință că promisiunile Lui nu întârzie să se împlinească. Amin? Amin. Îi vom spune, te iubesc în fiecare zi. Te iubesc, o zis-o așa și s-o l-au completat. În fiecare zi. Cum e? Îl iubim cu adevărat pe Domnul. Amin. Îi spunem în fiecare zi, din toată inima, Doamne, te iubesc. Să declarăm dragoste și atașamentul față de El. Și Efeseni, capitolul 5. Adică vom face orice fel de sacrificiu pentru a dovedi dragostea noastră față de El. Amin? Amin. Deci ați văzut? Eu v-am păcălit toate lucrurile astea. Nu pentru ca să le fac eu față de Anca. V-am întrebat. Că nu v-am păcălit. Că întrebați-o pe Anca dacă îți valabile lucrurile astea în relația dintre noi. Valabile, Anca? Inclusiv spălatul vaselor și aspiratul. Da. Bun. Și acum gândiți-vă că toate aceste lucruri, dacă zicem că am înțeles dragostea Domnului Iisus, noi trebuie să ne manifestăm și față de semenii noștri. Și față chiar de dușmanii noștri. Aici deja e mai greu. Zice, da, față de soția mai faci, mai slujezi, mai spălvați, mai... Dar pentru semenii noștri să le spunem că iubim, că ne pasă de ei, să ajutăm. Să pe vrăjmașii noștri. Cum e? Se poate? Da? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să spunem Domnului în această dimineață. Doamne, așa cum am citit în Psalmul 115, Tu ești un Dumnezeu viu, real, adevărat, prezent. Ne auzi, ne vezi. Intervii, auzi. Idolilor au gură, nu vorbesc. Au ochi, nu văd, au urechi, n-au nas, nu miros. Dar Tu, Doamne, ești un Dumnezeu viu. Ai ochi și vezi. Ai urechi și auzi. Ne-ai arătat în mod concret dragostea Ta prin jertfa Domnului Iisus și ai rezolvat cea mai importantă problemă din viața noastră. Mulțumim că ne-ai iubit. Și acum am vrea, Doamne, și noi să Te iubim pe Tine. Să-Ți arătăm dragostea noastră. Ascultându-Te, slujindu-Te, trăind aproape de Tine, căutând prezența Ta, făcând ceea ce Tu aștepți de la noi. Și am vrea apoi să știm să iubim și pe frați. Să iubim pe semenii noștri, să iubim pe vrăjmașii noștri chiar. Căutând să-i aducem și pe ei lângă Domnul Iisus Hristos. Haideți, așa cum stăm, să ne rugăm înaintea Domnului.